Zelenski a anunțat victoria Ucrainei. A dat vestea uriașă în direct la TV. Credeți-mă, nu e suficient. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut anunțul important chiar în timpul unui interviu acordat jurnaliștilor americani. Liderul de la Kiev a recunoscut că a primit un ajutor vital din partea SUA, care ar putea ajuta la o protecție mult mai bună împotriva atacurilor militarilor ruși după celebrele lansatoare a HIMARS, președintele Ucrainei anunță acum că Statele Unite au furnizat țării sale și sistemul de apărare anti în NASAMS. Am primit sistemul de apărare antiaerian în NASAMS. Dar credeți-mă, acest lucru nu este suficient pentru a acoperi infrastructura civilă, școlile, spitalele, universitățile, casele ucrainenilor. De ce avem nevoie de asta? avem nevoie de securitate pentru a-i atrage pe ucrainenii noștri să se întoarcă acasă, a afirmat liderul de la Kiev într-un interviu acordat CBS News. Sistemul Solar Nasams include radarul Sentinel, centrul de comandă Fire Distribution Center și rachete de intercepție AMRAM, AMRAM-R și AIME-90 Sidewinder Block 2.